Această perioadă a adus negreșit și o criză psihologică pe lângă criza pe care am trăit-o acasă, pentru că ne-a schimbat modul cum trăim. Desigur, aceste schimbări pot să facă rău copilului și să-l deruteze, să nu mai știe, să nu mai aibă repere. Însă trebuie ca părinte să-i inducem un sentiment de normalitate. Cum facem asta? Că nu cel avem mai mult... nici noi sentimentul de normalitate. Cum îl mimăm? Păi, tocmai asta este provocarea părinților, într-adevăr. Noi, ca adulți, cred că am mai trăit tranzacții provocatoare și ne putem recalibra mai ușor, găsindu-ne acele puncte forte, așa cum am văzut și în filmulețele arătate de dumneavoastră, de exemplu, umorul, amuzamentul și activitățile care să distragă atenția de la problemele prezente, de la problemele strict ale bolii și ale mediului foarte strâmt în care trăim. Cred că problema și provocarea cea mai mare este școala, pentru că în curând copiii vor putea să iasă în parc, să aibă libertatea să se distragă de la calculatoare și de la telefoane pe care le-au folosit excesiv, însă să nu uităm că baza oricărui proces de învățare, indiferent de metodă, este legătura emoțională dintre copil, profesor și colegi. Iar tocmai această legătură emoțională nu este în acest moment lipsește și centrul atenției emoționale care este profesorul nu este în mod real în fața copilului. Și am găsit acest surogat online, este o formă, este cea mai bună variantă, însă nevoia copilului de socializare și de a-și întâlni prietenii cred că este foarte, foarte stringentă și cu toți părinții cu care am vorbit și cu copiii, asta au spus în primul rând că își doresc și așteaptă să întâlnească colegii, și prietenii. Și cum îi explici atunci copilului că e posibil să mai dureze o perioadă până când părinții vor avea curajul de a-l duce, nu știu, dacă să zicem în septembrie ar începe din nou școala, sau curajul de a se întâlni cu alți părinți pentru ca și copiii să aibă puțin timp de socializare? Că de fapt... Dacă este vorba de copii mici, copiii mici au trecut foarte bine pentru că au avut posibilitatea să petreacă timp cu părinții lor și au fost o bucurie pentru ei. Corect. S-au atașat foarte mult. Aici ar trebui să fie atenția părinților îndreptată spre ce formă de atașament, să nu se ducă la un atașament foarte puternic și copilul să nu-și mai dorească să iasă din această legătură foarte strânsă pe care și-au format-o în această perioadă. Și ei sunt foarte ușor manipulabili pentru că părintele unde este, copilul va fi și el acolo și se va simți bine. S-ar putea să găsească părinții prieteni de familie sau prieteni de vecini, vecini de bloc, cu un copil de vârstă asemănătoare. Am observat că această metodă este foarte bună și copiii să se împrietenească și încet, încet să reînvețe să aibă legături cu alți copii, să se joace, să stabilească prietenii. Pentru copiii care sunt mai mari și care sunt la școală și o parte din zi și o petrec cu lecțiile, ar trebui părintele să impună această disciplină academică, orele pe care și le dedică studiului să nu fie neglijate, pentru că pierde ritmul. Și dacă pierde ritmul, se va învăța cu un comportament dezorganizat, dezordonat și s-ar putea să-i placă și să-i fie foarte greu să revină la program școlar. În afara acestor ore de studiu care sunt într-un mediu închis, părintele poate să îi ofere posibilitatea să iasă foarte mult cu copilul sau să facă cu schimbul. Sunt părinți care sunt prieteni și un părinte să conducă 2-3 copii în spațiile de joacă în parcuri sau la plimbare. Vă rog, concluzii. Concluzii. Desigur, este foarte dificil, dar toată greutatea este tot pe părinte, care trebuie să fie disponibil din punct de vedere emoțional și cu explicații, așa cum ați spus și dumneavoastră, că explicațiile sunt foarte importante.
Și să nu trăiască părintele situația ca foarte dificilă și gravă, pentru că îi va induce copilului această stare și sentimentul că îi se întâmplă ceva grav. O întrebare ceva... punctuală. Dacă părintele ajunge, cum sunt convinsă că toți am trecut măcar o secundă prin sentimentul ăsta, ajunge la un colaps emoțional, fizic, psihic, pentru că a fost o perioadă dificilă în care a trebuit să te ocupi și de siguranța familiei, dar și de programul de job, dacă mai exista un job. Când părintele este căzut la pământ în fața copilului, momentul de onestitate în care poate copilul își vede părintele plângând e o opțiune? Pentru că până la urmă și la urmă nici nu are sens să prezentăm copiilor așa un prototip de părinte superpower. Viața sigur nu că... e despre pozele idilice. Trebuie să fim onești și autentici în fața copilului și trebuie să explicăm că fiecare persoană are trăire emoțională și părintele este ființă umană și trăiește emoțional, dar să înțeleagă că acea trăire este temporară și că lucrurile vor fi spre bine, dar în acel moment poate să fie supărat, poate să fie nervos, așa și cum și copilul cum trece prin astfel de trăiri și de emoții. Dar să nu uităm că sunt doi părinți și, în general, unul se susține pe celălalt pentru că nu amândoi cad într-o corect criză în același timp.